ci ne preoccupa contro zero per avvenute incertitudini, c'è una mare incertitudine avvenute voce a prezzo di ora amministrate. Per il stile di energia, la SAP sta adesso a concorrenza e pentru posibile să regere între producătorii de energie. Există suspiciune că aceștia speculează pe perioada caniculară când consumul de energie crește. Am analizat să vedem care sunt problemele, de unde apar aceste prețuri și aceste, să spunem, disfuncționalități, aceste anomalii de prețuri. Vreau să spun că principalul lucru care am reușit să-l observăm noi e legat de faptul că, întrucât în luna iunie, așa cum ar fi fost normal, toate contractele pentru furnizorii de ultimă instanță, și aici mă refer la marile companii de furnizare pe care le cunoaște și nu vreau să le număr, din motive pe care nu le cunosc, s-a luat decizia la nivelul ANR-ului să fie amânată această licitație. Ea urmând, din ce am înțeles, să fie începută pe data de 10 august și probabil finalizată până la sfârșitul acestei luni. Realitatea TV, un polițist a ajuns în această dimineață la spital după ce a fost lovit de un șofer care nu a oprit la semnalele agentului. Vedem să poată detaliile despre acest caz, colega mea, Raluca Țivan, în dimineața. Raluca, explică-ne puțin unde s-a întâmplat acest lucru și care este starea agentului. Bun găsit tuturor, incidentul s-a petrecut în zona Jilava-Sintești, în această dimineață, în jurul orei 9, din primele informații, șoferul nu a vrut să oprească la semnalele polițiștilor în trafic, a fost până la urmă blocat de agenții de poliție, însă șoferul indignat l-a acroșat pe unul dintre agenți. Polițistul a fost lovit la picior, din primele informații nu ar fi o rană gravă, s-a fost transportat la spital pentru investigația amănunțite și deja s-a demarat o anchetă în acest caz. Raluca, ne poți spune ce s-a întâmplat cu șoferul care l-a adresat pe polițist? Deocamdată nu sunt informații. Este posibil ca șoferul să fie încă la locul faptei. Acolo, din primele informații, am reușit să deducem că un alt echipaj de poliție s-a dus la locul faptei. Mulțumesc, Raluca, te așteptăm pe parcursul acestei zile cu noi despre acest caz. Poate ar fi bine să amintim în acest context și de un alt incident care a avut loc în același context, să spunem așa, atunci când agentul Iulie Ionescu de la Poliția Rutieră București a murit în urma unui astfel de incident. Așadar, informația acestui moment, un agent de poliție a ajuns la spital în această dimineață după ce a fost lovit cu mașina de un șofer care a refuzat să oprească la semnalele agenților. Revenim cu detalii asupra acestui subiect. Continuăm Banca Română de Comerț Corcobel.